În vlogul de astăzi o să discut despre ce fac eu în timpul liber. Clipul ăsta a fost făcut cu ajutorul lui Andy Moments. El mi-a spus, ai putea să faci cum a fost când ți-ai făcut prima dată un cont de Facebook. Bă, m-a ajutat ideea ta, frate. Mersi! Apreciez! Salutare toată lumea! Bine v-am regăsit la un nou mirific vlog! Ca de obicei, gazda voastră preferată, Willy! Astăzi o să vorbesc despre site-urile de socializare pe unde umbla Willyșor. Și nu! Nu erau site-uri de la care vă gândiți voi. Ăla erau altă dată. Nice. Bă, să nu-ți faci prea mulți prieteni pe internet. Pentru că nu știi cu cine vorbești aici. Puii mei, ăștia cine știe ce au în cap. Ai grijă, bă. Unii vor altceva de la tine. Dubios. Bă, dacă vă spune că vrea să vă dea bomboane sau că vă duce până oraș, bă, ăla nu e prieten cu voi. Închideți-vă calculatoarele, aruncați-le și duceți-vă, nu mai stați pe ele. Vă zic eu. Oricum, sunt așa de bătrân încât am prins atâtea chestii de-astea de socializare, High Five, Yahoo Messenger. Aha. Ok. Puii mei, bă, nu am ce să zic. Prima mea aplicație de socializare a fost Yahoo Messenger. Bă, eram în clasa a patra sau a treia când mi-am făcut-o. Sau nu știu dacă mi-a făcut-o vărul meu. Știți cum aveam ID-ul atunci? Bă, Andrei Șmecher. Vă dați seama? Andrei Șmecher. Bă, eram copil. Bă, vă mai aduceți aminte de emojuri? Bă, eu le aveam trase la imprimantă pe o hârtie. Că atunci aveam un telefon cu butoane și trebuia mereu să le scrii. Puii mei, acum ți le dau direct. Ce-a trecut timpul, bă. Cu hârtia aia mă dădeam mare la școală, bă. Oamenilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Și să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificare la cea mai educativă emisiune de pe YouTube. Îmi aduc aminte că îmi spamam toți colegii și toți prietenii cu mesaje. Gen, ați mâncat? Ce ați mai făcut? Eram foarte disperat să vorbesc cu oamenii. Nu aveam ce face, cred. Sau era ceva nou și mi-a plăcut să mă joc cu ea. După a urmat Facebook-ul, puii mei, ăsta l-am făcut când eram prin clasa 7-a. Că nu voiam să-mi fac, înainte îmi era frică să pun poze cu mine pe net. Că cine știe, dacă venea cineva pe stradă și mă fura. Na, puii mei, eu așa credeam atunci. Postam la început poze luate de pe Google. Aveam o poză de profil cu o cutie. Mă reprezenta atunci. Bă, mie îmi place pe Facebook. Puii mei,
și mi-a plăcut de când l-am instalat. Vezi alți oameni cum fac live-uri și îți dai seama că nu ești tu singurul care nu face nimic cu viața lui. Stai și te uiți, îl saluți, te salută și el pe tine, saluți mai mulți oameni, vorbiți, ești maker, te simți bine cu oamenii aia, știi că ești ca ei. Stop it! Get some help! Vrei să ai o prietenă și nu poți să-ți faci? Pune pe Facebook, frate! Imediat o să găsesc 10! Da, prima dată trebuie să spui o altă poză de pe Google sau să-ți o editezi pe ta. Cel puțin 10-20 o să vină la tine. Ascultă-mă! Surse sigure! Da, acum i-am făcut Insta. Să pot să vorbesc cu voi. Mi se pare mult mai interactiv decât YouTube. Acolo putem vorbi pe chat. Vedeți ce fac eu în timpul liber. E mult mai tare. Aveți link-ul jos în descriere. Oamenilor, ăsta a fost și subiectul pe săptămâna asta. Sper că v-a plăcut. Oricum, care a fost primul site de socializare pe care l-ați avut? Lăsați acolo în comentarii răspunsurile. Chiar o să mă uit. Jos! Comentariul de săptămâna asta vine de la Glow. Hei! El spune... Mere! Pere! Na, am spus-o și eu. Bă, oamenilor, ăsta a fost și vlogul pe săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Dacă v-a plăcut. Oricum, eu am fost, ca de obicei, Mărețu Willy. Pa!